Salutare! Este 27 octombrie 2020. A trecut exact o lună de la alegerile locale din 27 septembrie. Ne aflăm în cartierul Tractorul, pe strada Ioan Socek. Aici a fost asfaltată această porțiune în pripă, chiar înainte de alegeri. Și în această noapte asfaltul a dispărut ca prin minune. Se pare că lucrurile făcute pe genunchi sunt... își arată consecințele.